fiu adolescent în zilele de astăzi e o provocare, pot spune așa, având în vedere că timpurile s-au schimbat și trebuie să cunoaștem noi lumea. Părinții noștri o aveau într-un fel, acum s-au schimbat toate lucrurile și trebuie doar așa, să fim foarte atenți. E ceva interesant. Adolescența e pentru mine cea mai importantă și cea mai frumoasă perioadă din viața unui om. E perioada în care ne putem da seama în mare despre viață și de asemenea ne putem da seama, adică dăm seama de ce am putea face în viitor. De asemenea, e o perioadă plină de și lucruri bune și lucruri rele, palpitant, mereu în priză, să zic așa, mereu în acțiune. Întâi ar trebui să fie o prietenie, nu trebuie să conștientizez că e mama și trebuie să mă feresc sau tata. Trebuie să fie așa o prietenie foarte aproape. Fiind prieteni, poți spune totul mult mai deschis, te poți deschide, poți deschide orice subiect. Adolescența e cred că cea mai frumoasă parte din viață, pentru că atunci, în adolescență, experimentezi, faci cunoștință cu o grămadă de lume. Liceul, cred că anii în care tu înveți să te formezi și mai ales faptul cu schimbările astea de fizice și psihice, adică până ajungi la 18 ani, trebuie să ai niște cunoștințe acumulate, să te schimbi de când erai copil, percepțiile și toate lucrurile astea. Adică e vârsta schimbărilor și a tuturor chestiilor noi. Este o perioadă foarte complicată, dar totuși benefică, nu? În adolescență, cred că ne dezvoltăm cel mai mult psihic, nu doar fizic, dar ce sunt multe informații pe care le aflăm și le asimilăm de asemenea. Să fiu adolescent acum pentru mine, e foarte interesant, adică, spre exemplu, pot acumula informații noi pe care le pot folosi, nu zic acum, dar pe viitor. Mă simt că trebuie să fiu mai matură și trebuie să fiu foarte atentă la ce decizii iau, când le iau și tot ce ține de mine trebuie să fiu foarte atentă.